Copiii talentați la înot au șansa de a se pregăti cum se cuvine. Clubul sportiv Contratim și Asociația Pro Câmpina au bătut palma cu un sponsor și au demarat proiectul Înot de Performanță pentru Câmpina. 15 copii vor forma o echipă care se va antrena pentru glorie la bazinul didactic din localitate. Noi ne-am propus împreună cu finanțatorul nostru să susținem intrarea la bazinul didactic acesta din Câmpina. Anumite deplasări ale copiilor care vor avea rezultate bune și pe care antrenorul îi va desemna să meargă la naționale, pentru că și-a propus printre obiective și acest lucru, și bineînțeles taxele de înscriere la concursurile la care vor participa acești copii. Cum a luat naștere această echipă de înot, explică președintele clubului sportiv Contratimp. Am început să formez echipe de copii, echipe de copii mici. Am început să-i inițiem în tainele înotului. Printre ei au fost mai mulți copii care au dat dovadă de talent nativ. I-am selectat, am început o pregătire intensivă de la 3 antrenamente pe zi pe săptămână la 6 antrenamente pe săptămână. Și într-un an de zile am început să ne apropiem de un clasament, să zicem, primii 50 din punct de vedere național. Demonstrăm prin ceea ce facem că în orașul nostru se poate face nu numai sport de masă, ci și performanță. Mai mult de atât, pentru prima dată cred că vin și spun public, dar este un mare adevăr. Dacă nu aveam bază, nu aveam unde să realizăm aceste lucruri. Asta înseamnă, este un semnal, practic, că dacă se vor înmulți bazele sportive, vom avea cu siguranță și rezultate, nu numai sport de masă. Luna aprilie, echipa din Câmpina va participa la campionatul național de înot, care va avea loc în București.